Citare și am să cânt cântarea Ce este omul? Cântarea asta mi-a dăruit-o Domnul și am să spun doar câteva fraze. Am fost în misiune în pușcăriile din Galați, din Brăila și acolo unul din frații cu care eram pentru misiune a făcut un atac cerebral. Pentru prima oară în viața mea am avut de-a face cu boala asta, să-i spun, nu știam despre ce e vorba, însă atunci când el a mers la spital, după ce s-a terminat dimineața o slujire frumoasă și plină de har la pușcăria din Brăila, am auzit că fratele a făcut atacul acela cerebral, ne-am dus la spital, eram curajoasă și eram încrezătoare că seara vom sluji din nou într-o biserică, însă atunci am avut... Având contact cu boala asta atunci, pentru prima oară, n-am mai avut credință și am văzut acolo un om care nu mai era ce a fost dimineață. Era cu totul alt om, un om răvășit de durere, care îngâna ceva atunci când noi eram la capul patului lui. Nu ne-a văzut, nu și-a dat seama că suntem acolo și atunci am înțeles că este ceva cu adevărat grav. Am plâns afară și am spus soțului meu, nu știu dacă Dumnezeu va mai îngădui să slujim vreodată împreună. Însă Dumnezeu avea un plan minunat, slăvit să fie numele Lui. După o perioadă, Domnul l-a ridicat. Acum am să dau numele acestui frate ca să puteți să cercetați, însă nu ridicăm oamenii aici, e vorba de fratele Demeter, de la Oradea. Atunci când Dumnezeu l-a vindecat de plin, când deja era foarte bine, am ajuns la Floreasca, la București, l-am vizitat, era un alt om și el mi-a spus așa, după ce voi veni afară, după ce voi merge acasă, vreau să slujim împreună prima oară și atunci când voi depune mărturia, vreau să fiți martorii mei. Pentru că voi ați văzut etapele prin care Dumnezeu m-a trecut, mărturia este mult mai lungă, dar asta am să vă spun că este important și am fost așa de fericită când ne-a invitat într-o biserică din Deva să slujim pentru prima oară, iar fiecare vorbă pe care o spunea fratele atunci, mie mi s-a părut că este un vers din cântarea pe care o să o auziți, a povestit cum din cer, pe patul de suferință, vedea o foaie mare, albă de hârtie și pe ea scria cu litere mari, așa, ce este omul și ce este viața. Apoi scriau foarte multe lucruri mărunte și din nou acest titlu, ce este omul și ce este viața. Și în momentele acelea Dumnezeu mi-a dăruit această cântare. Nu este spre slava niciunui om, ci este spre slava lui Dumnezeu. Am trăit-o și eu și poate și dumneavoastră și în momente grele m-am întrebat și eu, așa cum și fratele s-a întrebat, Doamne, ce sunt eu, ce este omul și ce este viața asta. Vă împărtășesc această minunată cântare și aș vrea ca Dumnezeu în seara asta să rămână în inimile dumneavoastră și să ne punem foarte serios întrebarea, oare suntem noi ceea ce ar vrea El să fim? Amin. Clipa cea mai grea din viața mea pe obrazul meu a fost mâna ta. Te-am strigat pe tine, medic minunat.
suferința a modelat viața mea. Ai dăltuit făptura mea după voia ta. M-ai călit, m-ai strupit, niciodată nu m-ai părăsit. Lumii întregi voi spune despre tine, Tată iubit. De atunci mă întreb ce este omul, ce este viața. Fără Domnul nu pot exista. Ce este omul, ce este viața. Fără Domnul tu nu poți exista. Fără tine eu sunt frunză aruncată în vânt. Fără dragostea ta viața n-aș avea. Fără tine eu sunt frunză aruncată în vânt. Fără dragostea ta viața n-aș avea. Ce este omul? Ce este viața?